după deschiderea taberei, iată, am petrecut 10 zile în Eforie Sud, pe meleagurile în apropierea Mării Negre. S-au simțit super, pictorii s-au simțit foarte bine, dovadă cele 43 de lucrări care se vor dona primăriei orașului Eforie. Pot să vă garantez că sejurul lor pe malul mării a fost excelent. Încercăm să creăm o tradiție și ediția a doua, bijuterii marine, cromatice marine, ediția a doua, să se desfășoare la anul, să desfășurăm o tabără la fel de, cel puțin la fel de frumoasă. Această tabără a fost o oportunitate, a fost un lucru minunat și mai ales că a venit ca o surpriză, deoarece am fost recomandate eu și colega mea la CME, Ifrim. Deci a fost foarte frumos, am revenit în Eforie Sud așa mai la pas, nu-l mai văzusem de mult, cu toate că stau în Constanța, și acum am o surpriză deosebită. Noi am lucrat în altă parte așa, ne-am întâlnit doar câte un pic așa, și am o surpriză foarte mare văzând cât de unitară este această expoziție. Adică mi s-a dat așa o temă, dar totuși culoarea predominantă este albastru, verde, culoarea mării, culoarea verii, și e foarte frumoasă. Acum am zis să mă uit numai spre mare și am de fapt un peisaj cu marea și un alt tablou cu scoici, bijuteriile mării. M-am încadrat în temă, sigur că da. Nu, dar deci este foarte, foarte frumoasă și unitară. Noi mai facem expoziții la filială așa, dar sunt stiluri diferite și aici sunt stiluri diferite. Adică de la acuarelă până la picturile în ulei, eu și colega mea pictăm în acrilic. Cu toate acestea este foarte unitară. Deci culorile sunt ale mării, culorile verii, și este minunat. Merită văzută. Mulțumesc pentru invitație la Eforie de Sud. E prima dată care vin în Eforie. Mi-a plăcut zona, mi-a plăcut și istorie de cum a ridicat Eforie. Adică și am vorbit cu niște prieteni și îmi spun, mi-a plăcut ca și istorie. În partea familia Movilă, în partea regina Elisabeta sau Carmen Silvia, și am început noi să caut niște subiecte, cum să spunem, eu am pus niște titluri mozaic de Eforie Sud. Și mi-a plăcut marinara, barcile vechi, cu pace, cum a apărut de noapte, adică mai mult detalii. Fiecare artist are un tema lui sau gândul lui asta, știi, și mie am luat așa poftă, știi, sau cum să spun, când m-am văzut mare, prima dată când am venit, am stat așa, știi, am văzut, am vizitat și după am început să lucrez. A fost un eveniment extraordinar pe care l-am pregătit de foarte mult timp. Noi am aderat la familia ziarului în urmă cu aproximativ un an și suntem foarte fericiți că au reușit să organizeze alături de noi această tabără de pictură, un eveniment cultural extrem de important. Toți cei 13 pictori care au expus în aceste zile lucrările sunt minunați, le mulțumim foarte mult pentru efortul lor și așteptăm și la anul la cea de-a doua ediție.